Bun găsit! În pofida faptului că se anunță și 2 grade pe timpul nopții, pensionarii de la asociații au hotărât sistarea încălzirii în sistem centralizat. Transportatorul Termonet va înainta o adresă Bioenergy prin care va cere închiderea cazanelor pentru producerea energiei termice destinată încălzirii locuințelor. Cu toate că temperaturile nocturne din perioada sărbătorilor pascale sunt anunțate a fi unele scăzute, reprezentanții asociațiilor de proprietari prezenți la întâlnirea de la sediul primăriei Suceava au hotărât că nu mai este nevoie de încălzire în sistem centralizat. Potrivit legii, sezonul oficial de livrare a energiei termice începe pe 15 octombrie și se încheie pe 15 aprilie a anului următor, iar producătorul Bioenergy din Lunga Sucevei a cerut autorităților locale să se pronunțe în acest sens. Primarul Ion Lunga a avertizat că, potrivit unor prognoze, vor fi nopți și cu temperaturi de plus 2 grade Celsius, inclusiv de sărbători, lăsând luarea unei decizii la latitudinea președinților și administratorilor de asociații. Sigur, nu pot eu să decid cât mai de căldură, deși sezonul rece în România e de pe data de 15 octombrie până pe 15 aprilie. Faptul că se anunță, așa spune și la televizor, un val de aer polar în perioada următoare, în aceste zile. Dumneavoastră decideți, mai dă sau nu mai dă căldură? Dacă se dă căldură, dumneavoastră, mă rog, pe timp de noapte, dacă o folosiți, dacă nu vreți să o folosiți, să închideți de la în baza blocului, la gigacalorimetru, cum considerați? Domnul viceprimar mi-a o statistică aici în care arată că temperaturile sunt foarte mici în zona sărbătorilor de Paști. Eu aș zice să luăm o hotărâre rațională, ca nu să întrezăm în peste două zile, să spunem, domnule, dai frică afară, porniți înapoi centrala. În fața votului exprimat, primarul Ion Lungu a precizat că, potrivit uzanțelor, conducerea transportatorului de agent termic Termonet va înainta o adresă Bioenergy prin care va cere închiderea cazanelor pentru producerea energiei termice destinată încălzirea apartamentelor. Potrivit reglementărilor legale în vigoare, perioada de încălzire a locuințelor demarează la 15 octombrie, însă în condițiile în care, timp de 3 zile consecutiv, la ora 6 dimineața, temperaturile coboară sub 10 grade Celsius, căldura poate fi furnizată și mai înainte de această dată.